Continuați pe aceeași stradă. Da, da. Ce așa mi-arată, uite, eu nu știu dacă e bine, dar așa mi-arată, măi. Poate mă înșel, poate m-a înșelat, dar mi-arăta spre dreapta săgeata. Probabil că nu e bună ruta, dar dacă așa mi-a arătat, am zis să fac așa. Ruta asta care vine, așa, care merge pe Nehoiu, să aibă un alt traseu. Și de aia să-mi fi dat mie, când m-am uitat pe hartă, să-mi fi dat întâi Sovata și pe urmă Praivul. S-ar putea să fim nevoiți să trecem... Virați la dreapta. Deci că să virați la dreapta. E viraj pe aici, la dreapta, e o stradă. Cred că, de fapt, mi-a indicat greșit să merg la dreapta pe acolo. Într-un kilometru, virați la dreapta. Ce greuri sunt aici, fii atent. E aici, care-i drumul? Frate... Păi nu mi-arată nimic, deci intersecția asta pur și simplu nu mi-o... Într-un kilometru virez la dreapta, dar știu eu dacă a trecut. Păi frate, nu știu, m-a zăpăcit de uite, acum calculează din nou, deci voiam partea cealaltă, înseamnă. Cam virați la dreapta, apoi virați la stânga. Nu, asta e chiar culmea, nu mai virez... Uite, da, zi, așa. La dreapta și pe urmă iei spre Odorheiu Secuiesc. Deci pe aici? Vezi că e indicator acolo. Da. Ăsta nu prea înțeles. Nu, probabil că a avut în altă parte să o merg, că aia este ideea. Când mi-ai citit pe acolo, zicea ceva de Odorheiu Secuiesc. Da, spre Târgu Mureș Sovata. Păi, ai zis că nu vrei Sovata. Virați la stânga. Spre Odorheiu Secuiesc, totuși. Că peste 20 de metri să virez la stânga. Continuați pe aceeași stradă. Ne-am întors în Praid, nu? Păi da, ești acolo, lângă hotel, de aia ți-am zis. Înseamnă că voiam, de fapt, în stânga să merg, nu în dreapta. Nu știu de ce... Mi-e afișează aici, mă uit în colț, unde afișează aiurea, pisca, am azi. Cum am luat-o pe unde am Da, n-am trecut pe lângă hotel. Păi nu, că am ieșit un pic mai în dreapta, acolo unde-i vila, unde a fost pensiunea lui Marius, unde-i am înțeles, am înțeles. Trebuiau să fie întâi magazinuțele alea, peșculețele. A, alea au fost după izvor? Da. Vrei să mai iei agoda la izvor? Nu mai iau. Cred că pe aici încep. Da, uite pe aici. Să vedem unde găsim loc de parcare. Acolo pe o stradă, ce zic? Să oprim aici. E cam în alt trotuar.
aici este izvorul. Uită-te după toaletă, după ceva cu toaleta. Și tu nevoie? Nu, eu n-am acum nevoie. Poftim? Mai rezist, am găsit eu. Benzinărie, ce? Te parcare 10, vrei aici, da sau nu? Da, da, da. Mi-am dat seama abia acum că pleacă toți la Europa FM Live pe plajă. Mă voi alătura și eu convoiului, ca să zic așa. N-am mers la OMV Twin. Ah. Dacă e bine, stau și totuși. În loc să mă aștepți acolo, e plecat repede. Păi ce era să fac? Zi-mi și mie, stăteam, chiar stăteam să te aștept acolo. Deci m-am uitat și eu la alea ce era să fac. Du-te că oricum e o chestie mică, nici nu știu dacă e de fapt. Aproape sigur nu, păi la OMV nici nu, nici nu se poate. Ia uite, era și aici târg și mare. Sunt multe chestii mișto pe partea asta. Cum se va vota acum școlită în cele două tururi? La rândul său, președintele Federației Sindicatelor de Educație Spirituale, Maestru, nu concepe amânarea de cultură a anului școlar. Premierul Viorica Dăncilă, cel Ministrului Educației, ia în cadrul anului școlar 2019-2020 să înceapă cu o săptămână mai târziu, adică pe 16. Acum nu știu dacă era chiar prin Mecurea Ciuc sau pe lângă. Și că peste un kilometru să fac dreapta. Brașov arată în sus. Axa avea galben. Părăsiți sensul giratoriu la prima ieșire. Să vedem prima ieșire spre ce este. Părăsiți sensul giratoriu la prima ieșire. Mercurea Ciuc înainte. Băi, frate, eu iau spre Mercurea Ciuc, după să-mi pizi. Nu cred că ai. Bine, zi-mi, de atunci dreapta, zici tu. Ok, ok. Nu dreapta, în sus, la Brașov. Păi în sus, zi. Încoace Mercurea Ciuc, deci da, dreapta Mercurea Ciuc, ziceam. Că în sus e Brașov. În sus, Mercurea Ciuc, ziceam să o iau. Dar bine, fie cum zici tu. Asta deci, nu ți-a zis la a doua ieșire? Nu. Dar la câta? Prima. La prima era spre Sighișoara. A doua era Brașovul, adică asta era Brașovul și cealaltă spre stânga era Mercurea. Nu înțeleg, deci nu mă duce pe unde trebuie, practic. Brașov deci, este eu vreau să mă ducă la Nehoiu. Tirați la dreapta. Pe aici? Tirați la dreapta, dacă vrea el la dreapta. Și indicatorul arăta Brașovul la dreapta. Nu știu, parcă mă uit, asta și am ales Nehoiu, nu? Ca destinație. Da, mă, dar până la Nehoiu trebuie să ajungi la Brașov. Așa zici tu? Dar normal, de la Brașov o iei spre pe Nehoiu și nu pe Ploiești. Bine, mă. Aici pădurici, uite-te după parcare. Ca să mai aici. Aici? Zi. Da, ok. Pot să mănânc și în mașină, doar să-mi iau un sandwich. Da, pe drum de țară. De...
adică pe unde am trecut când l-ați venit acolo, nu? Un timp a fost comun drumul spre Brașov și Rupea. Dar nu știu dacă și acum mai e comun. Deci am mers pe atâtea drumuri proaste ca să ajung în același punct pe rută ocolită și proastă, nu? Ghinionul măsic. Nu, problema este că în față e... Da. Am zis să nu o luăm pe aici ca să scape exact de chestiile astea. Dar n-aveai cum. De moment ce ți-am zis că trebuie să ajungi la Brașov ca să prinzi nevoiul, Doamne, tu... Curaciuc, Jigodin, băi, sunt Crăieni, sunt Martin, Cozmeni, Tușnad, Tușnadul Nou, Băile Tușnad, Bixad, Micfalău, Malnaș Băi, Malnaș, Olteni, Sfântul Gheorghe, Chilieni, Ozun, Micfalău, Dobărlău, Teliu, Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, au plecat ăștia. Merișor, Zăbăldău, Crasna, etc., etc. Drumul câte puține, pe urmă le dă la el alt. Tu ai văzut prin partea asta venind mașini? Da. Rare ori. Păi, rare ori, dar le face și lor loc. Sunt alte rute, trebuie să fie alte rute. Rute mai ocolite, dar pe care să mergi mult mai bine. Ce mai greu? Eu nu m-am gândit să fi luat șervețele. Și nu prea știu nici cum să mănânc din asta. Nu mi-aș fi imaginat așa ceva, nici măcar nu e weekend. Părăsiți sensul giratoriu la a doua ieșire. Care n-a zis. Doamne, ce e aici, pe o parte și pe alta de mașină. Fiindcă aici se lucrează. Uite, doar pentru bucățica asta. Bucățica asta, pentru bucățica asta cât îi ține, cât ne ține pe loc, cât ne-a ținut pe loc. Deci prima ieșire e spre Brașov, a doua nu e accesibilă, fii atentă. Deci pe acolo trebuia să o iau, după GPS. Eram dreapta zona industrială, centru Brașov, stânga zona industrială. Cam o oră am stat acolo, cam o oră după ceas. Pe unde mai va?
Aceasta e prima. A doua, care naiba o fi. Deci dacă aia e prima, asta ar fi a doua. Aia nu cred că să... Bine, zi-mi unde, în stânga sau înainte? În stânga. În stânga. Deci pe aici, da? Încolo-i spre Brașov centru și încoace, uite, București-Bacău. De-aia greșești tu, că le pui la socoteală toate fundăturile. Toate drumurile, păi țin cont de ele, sunt tot drumuri. Și drumurile mici nu se pun la socoteală. Aia asta. Se pun la socoteală șoselele mari. De-aia le încurci mereu. Păi nu merge, nu trebuie numărat. Te-am mai zis de câteva ori, dar tot asta. Am 130 de km la oră. Într-un kilometru, părăsim la pe dreapta. Părăsiți strada pe dreapta. În 300 de metri, rămâneți pe partea stângă, apoi intrați în sensul giratoriu. Repede până nu se scurtează drumul. Păi ce ghinion am putut să am. Uite-te, altir. Virați la stânga. Continuați pe aceeași stradă.
putem și noi o cafea pe undeva. Mă aștept în mașină. Bravo, mă. Bun, plecăm atunci. Deci dacă nu vrei să bei cafea, plecăm și gata. Dar tu vrei să bei, du-te și bea. Dar du-te și bea, omule, dacă eu n-am chef de cafea, ce vrei? Dacă mă aștept în mașină, nu, n-are nicio rost. Bine că nu semnalizez paștele, mătii de pou. Trecem rău buzău. Unde? Popas drăguț, dar drăguț unde? Auzi, acolo e o sârmă. Oare băile de la Sibiu pe unde naiba mai sunt? Era la un moment dat așa ca un fel de mic. Da, ceva, da, ce, da, ceva de genul ăsta. Camping. De camping ăla mă uitam. A fost în spate. Ceva care putea fi luat drept, dar nu știu dacă nu era casă sau ceva particular. Că arăta prea bine. Aici? Izvorul Bucuviei. Au fost transportați la alte două trenuri pentru a-și putea că continua călătoria. Nici o persoană. Care va fi? Dar fiindcă potrivit... Probabil aia de acolo e izvorul Bucuviei. Pe bană, ceva. Da, e în ceva. Ce mai va se întâmpla aici? Ce verde, aici asta? 40. Am fost rupt podul. Ce-au făcut? A fost rupt drumul, cred. Da. Asta o fi zona despre care spunea că, că a fost drumul rupt și nu se mai poate trece. Dar uite că se poate trece. S-a sfârpat drumul. Da, de asta unii le evită, că pot apărea probleme, pot apărea surprize.
iarăși chestia cu izvor, o fi acind, fata? Nu, n-a fost. Că n-a fost ce încă? Izvorul al Bucuriei, că dacă apare, încă nu da. Mai jos. Ne apropiem de chestia aia. Asta ți-am spus. Uite, mai este încă lac acolo, dar... Dar pe asta poate să treacă și neobservată. Așa vă și asta admin priveliște, dar n-am cum. Dar să oprești într-un loc unde... E, nu poți să oprești aici în drum. Unde la care ce se scrie face... pe panou din spate? Indică curbă... Mm-hmm. De o serie de periculoase. Cu trei tale. Nu mai e până la... Uite, mai e câte o situație din asta cu câte cineva uite, care... Uite, ia uite-te. Da, uite-te frumos, dar nu vrei să mă uite de câteva secunde. Cine e bare, mă? Spre baraj, spre... Ei, mai e, uite, departe capătul barajului, mai e până. Am oprit. Okay. Închid astea, da? Da. Deși mai vine și tu zici că nu vine, dar vine, eu le-aș lăsa. Că vine destul. La mine, cel puțin aici, vine. Sau cum voiam să deschid geamul. Păi deschid-l, nu are treabă ceamul. De chiar ai rugă coros, nu știu de ce am, de ce am lăsat. Ai zis că e zonă de munte aici, poți să lași geamul sau numai ventilația, n-ai de ce să răcești tu. Trebuia să răcești tu acolo unde erai soare plin, când, mă rog, cu vârf de deal de ce mai mai era. Avea în roșu. Viaduct, eventual poți să cobor să te uiți pe viaduct, dar nu știi cât ține roșu. De unde putem lua și noi apă? Viaduct, ciurcă. Mai am o sticlă în geanta cu mâncare. Eu parcă așa zic. Dacă e roșu, roșu înseamnă să nu treci. Aia înseamnă roșu. Da. Dar lasă și tu distanță, Mario. Mai iau și eu după ăștia. Dar nu e în regulă ce facem. Nu prea. Probabil nu vine nimic din partea aia altă sau l-a fi făcut semn cineva. Încet, încet, încet. Dacă tot am trecut pe... Roșii, uite, au fost cătări de pietre, au căzut pietre. Multe, mari. Aici ce scrie? Monumentul eroilor, nu. S-au construit pe aici de care habar n-am. Să sperăm că nu ne închide nouă drumul. Hai că ne face să ducem. Păi asta de ce trece? Stai, stai, nu-i, nu-i pe loc, du-te! Du-te da. Tu pe drumul tău! Da. Că se merge doar pe unul. Da, nu știu de ce ala avansa. Să așteaptă, că i-a făcut să-mi să aștept. Da, prea târziu.
Eu nu mă aduc aminte de chestiile astea. Te pomenești că ăsta o fi fost. Ăsta cred că a fost. Futu-i mama, măsi. Păi, ce facem, că le întoarsem? Să găsim totuși un loc de unde putem să admirăm. Uite, aici e barajul. Nu cred că ăla era locul totuși, că n-aveau... Da, acolo era parcare mare. Nu era parcare. Cum să nu? Aia nu era parcare, era calci. Nu e. Era capătul podului, Otilia, și astea sunt cu riscuri de surparea terenului. Nu, aia nu era parcare, era ca aici. Astea sunt riscante. Dar era betonul ăla, zidul ăla de beton, practic barajul, chiar barajul, peste baraj. Unde-i barajul? Că nu putea să fie, ăla era un pod. Sau ăla... Au făcut modificări și așa arată acum acolo. Ce era construit, ai văzut, erau și... Nu mai, aici trebuie, aici trebuie să fie barajul, cred. Aici trebuie să fie barajul. Uite, vezi? Asta, asta căutam. Da, acolo era mult mai mișto. Zici tu. Erau chestii construite, se vindea ceva pe acolo. Se vindea ceva. Erau căsuțe din aia. Hai că tu chiar glumești. Nu, nu poți să interpretezi decât că glumești. Mai e destulă cale. Da. Nu-ți imagina tu că ajungem într-o oră. E cam de aici până acasă, e cam distanța ca de la București la Buzău. Dacă nu mai mergi cu 130 pe oră ca să ajungi într-o oră jumate, n-am știut, o să faci peste... cam două ore, probabil. Valea Lupului, pensiunea Valea Lupului. S-au făcut multe chestii pe aici, multe pensiuni, multe... 80 de kilometri până la Buzău. Da, să fac două ore. Am crezut că vreo 60. Nu. E scăzut tare nivelul apei. Cum, cu toate inundațiile care au fost? Ei scăzut sau nu e așa mi s-a părut? Eu cred că e doar părere. Și chiar nu se prinde nimic. Festivalul cumpărăturilor din Promenada Mall.
Da, uite cu ce viteză vin. Colțul Pietrei am făcut până acum. Da. Siriu, vezi, acum intră. Da. E banca aici? Este. Avem parcare privată. Și avem și zbor. Serios? Numai că eu mi-am pierdut sticla, cum vei fi reușit. Să am n-ar ce pierd. Și mai că asta e vorba. Sunt acasă, pe aici mă, de a apăruse pisica. Mă rată ghi spre stânga. Virați la dreapta, apoi virați la stânga. Mamă, ce vorba aici. Virați la stânga, apoi virați la stânga. Virați la stânga. Virați la dreapta. Sigur? De ce vrei să te duci la biserică? Continuați pe aceeași stradă. Următorul viraj îl fac peste 67 de kilometri, cica. Periculos la asta, că poate să cadă pe tine lemnele, dacă nu s-a ancorat bine. Văzut? Dacă îi venea cineva de acolo? Ia uite-l cum taie corba boul dracului, mai se dea peste ăla. Ai văzut? Mai se dea peste autocar. Bă, ce bou poate să fie, lua-i ar dracu de cărnați nenorociți. Și corba asta voia să pregătea să o taie boul. Da, dar e soare. Mai mișto acolo la Măgura. Unde umb? Pe partea aia. Ciuta. Hotel Ciuta. Uite că este încă ăsta. Care? Parcarea? Ăsta era? Ăsta, da. Ăsta e vechiul Hotel Ciuta? Da. Dacă nu l-am mai cunoscut noi și parcarea aia de acolo. Ce e acolo? Ba, am văzut, da. Deci abia aici se intră în Ciuta, vezi? Deci hanul Ciuta e la ieșire din Ciuta. E în Viperești, e cum să intră în Viperești. Mm-hmm. Unde aici? E, uite, monumentul. Așa, unde să vedem unde este parcarea. Da. Uite, acolo e parcarea. Deci îmi dai și mie sandwich-ul?